Aici apar și, dacă vreți, mari scroci în lumea asta, care promit fără acoperire și produc chiar și tragedii. Vedem ce se întâmplă acum cu migrația pe niște promisiuni care nu prea au avut acoperire. Bineînțeles, ăsta e un model foarte simplificator. L-am adus în atenție numai ca să vă arăt cât de util poate fi un singur concept, o singură bucățică din știința complexității, într-un domeniu, și câte ordine poate pune într-un domeniu în care se vorbește mai tern, sunt mai terne învățămintele. Foarte important ar fi să se țină cont și de starea de spirit în modul, trebuie să mai punem o dimensiune, și de capital. Prin capital, înțelegându-se, în general, lumea înțelege bani când spui capital. Nu, capital, ca și energie, în fizică, înseamnă capacitate de acțiune. Când am împrumutat niște bani de la o bancă, brusc, eu devin un tip cu capacitate de acțiune. Pot să fac promisiuni în bani și atunci vine lumea să se angajeze de la mine în firmă. Dacă am o întreprindere pur civică care spune, hai să investim timp ca să obținem rezultatul, chiar dacă ar veni și bani la sfârșit, nu vine lumea. Capital înseamnă, luați-l în sensul lui larg, de capacitate de acțiune. Care are multe forme, care poate să se transforme dintr-o formă în alta, exact ca energia. Da? Deci fizica are multe de spus pentru economie, chiar și pentru simplu motiv că a debutat în terminologie, împrumutând concepte din economie. Lucru mecanic, muncă mecanică, luat dintr-o problemă de viață economică. Supărarea multora pe principiul al treilea al termodinamicii, că nu pot să fac un perpetuum mobile, e o supărare că ai nevoie să tragi, să muncești, să produci, că nu merge să te dezlipești de fizica asta, de constrângerea asta fizică în care totuși trăim. Și starea de spirit ar fi o altă axă, care, într-o parte, ar fi plină de încredere în sine, da? În altă parte, grăbată de neîncrederea în sine. Și aici aș face iar o paranteză pe ceea ce pățim astăzi, în care abundă, parcă văd, îi spun mazochist chiar, o plăcere de a spune că noi românii suntem tâmpiți, suntem proști, suntem aia, suntem aia, să demolăm orice strop furnizor de credere în sine. Bine, domnule, nu-ți place Eminescu. Mărturisesc că, fiind puși, nici mie nu mi-a plăcut, că mă forțau. Am descoperit, la început mie să placă mult mai mult. Dar totuși, Eminescu a marcat irreversibil ființa asta națională. Tu nu poți da așa, numai că nu ți apare generație de poeți la nivelul ăla. Și ca să poți străluci prin chestii de astea. Nu se poate. Pentru asta distrugi o ființă, o fibră. Păi fără încredere în sine, cine să se încumere, să facă salul la o promisiune? Așteaptă să facă alții și poate prinde și el ceva. Cam asta e linia obișnuită pe care concepem training-urile, planurile de training pentru antreprenoriat, într-un proiect recent încheiat, care am lucrat cu Aaron, și ale cărui rezultate s-ar putea vedea, însă momentul e foarte prost ales, pentru că
prin banii ăștia de post plus, toată lumea a auzit de post drum, s-au dat atâția bani pentru o prostie care înseamnă firme simulate. Vreau să vă spun că în unele proiecte a ajuns ca o firmă simulată să coste, dacă faci câți bani am luat pentru câte firme simulate s-au realizat, peste 12-13.000 de euro. Adică mai mult decât banii aia care se dau tinerilor 10.000 de euro să-și înființeze o firmă. Pentru un simulacru. Un simulacru pe care nimeni nu le evaluează. Și în cantitate atât de mare, încât ăștia au început să-i alege, să-i alerge cu arhanul ca să vină la trei lumea. S-a stricat atât de rău piața, fiind supraoferta atât de mare, cererea deloc, cum prea înțelegeam mai cel antreprenoriat, încât condițiile erau, au început să fie de genul următor. Bun, dar aveți conferință, se fac, e un standard așa, cu niște conferințe, de deschidere, de închidere, de nu știu ce, care se țin prin stațiuni. Bine, dar cu hotelul de câte stele? Are jacuzzi? Pe cuvântul vă de mare. Noi am avut mult de mers prin țară, în ăștia 2 ani. Și normal, stăteam la hotelul în delegație. Le dădeam numai de asemenea conferințe, plin. Ce să vin eu cu firmele simulate? E momentul prost, dar în continuare încercăm să dezvoltăm conceptul ăsta de din asemenea puncte de vedere și viziune, încercăm să conturăm mai bine un concept de training pe care să-l punem la un moment dat la lucru cu cei interesați. Ei bine, locul și spiritul acestor întâlniri nu e să facem training de antreprenoriat. Asta e clar. E un loc în care, cred eu, contează provocarea la a gândi și din altă perspectivă decât oferta comună. Am spus că situația, conceptul de situație va rămâne implicit în întregul meu discurs prezent. Adică e un loc în care ești pus într-o situație excepțională, mai rară, astfel încât, în mod natural, acea experiență să declanșeze procesul natural de învățare. Pentru că nu învățăm și nu cunoaștem decât direct de la natură. Nu învățăm de la profesor în sine. Profesor e o călăuză, eventual. Dacă e profesor, dacă vrea să nu fie o călăuză, să înveți de la el și începe cursul de metal. Dau un curs așa, din facultatea mea de fizica metală. Erau chestii concrete despre electronii metale, cum fac chestii. Valențe, straturi de valență, chestii. Și el venea și începea cursul ca matematicianul ăla, era scuzabil măcar, cu fie. Măi frate, sunt la fizică. Zi și mie, de ce fie ăsta? Adică, de ce nu încep cursul? Am vrea în cursul ăsta să vedem cum am putea rezolva următoarea chestie despre metal și prezintă și mie problema, contextul. Și după aia, după vreo 5 minute de astea, să spui, deci, hai să considerăm că e așa, deci fie. E o ipoteză. Nu. Un profesor slab ți-o trântește. Am avut eu probleme personal cu... Există un subiect în fizica cuantică, numit fizica cuantică spre fizică moleculară, așa numit câmpul self-consistent. Autoconsistent. Are și un nume așa, autoconsistent. Se pare că e acolo ceva extraordinar. Titlu cinstit al acelui subiect, al acelui mic subcapitol de fizică, ar fi aproximația câmpului aproximație care se face pentru a putea rezolva problema, că altfel nu ai capacitatea să o rezolvi matematic.
Nu, dar se prezintă așa. Astea sunt chestii care opresc învățarea. Te adaptezi la ce? Te adaptezi la stilul imposibil și opac al profesorului care îți predea și care are pâinea și cuțitul în mână să dea notă. Înveți ceva de la natură, dar înveți mărșăvia asta să te bași pe subtila lui. În loc să înveți despre aproximația câmpului său consistent. Bun. E, acum revin, Florina a evocat un pic începuturile. Vreau și eu să le evoc. Și am să le evoc. Ua. Pe la... prin 92. Așa ceva. Ne-am întâlnit. Nu prea aveam bani. Și chestia, preocuparea de întreprindere sau de făcut ceva ca să ne dea și bani, era lăsată ca la coadă și periculos de aventuros la coadă. Să spun. Pentru că noi ne ocupam de niște chestii care nu le recomandau nici în lumea academică. Și în lumea academică era periculos rău de tot să te preocupe lucrurile astea. Florin făcea radiestezie. Performant. Spunea cât la sută zinc într-un aliaj de la de probe, de laborator de talonare. Se ocupa în clădirea asta cu efectul de piramidă. Deci, vă dați seama. Cu cristalizarea, cu deserigrafia. Cu cromatografia Pfeiffer. Cu comunicarea cu plantele. Eu, pe de cealaltă parte, mă ocupam cu Icingu. Eram baba ghicitoare în cartier. Încercam să îmi fac, să fac o diplomă. Eu aventuros m-am retras de vreo două ori din facultate. N-am reușit cu fie profesor să, din Politehnică. Am făcut fizica în cele din urmă. Și vreau să fac o diplomă pe acupunctură. Și eram foarte preocupat în zona asta. Mă mai ocupam ca să văd eu cum funcționează bobii ăștia de la chinezești, de la Icing, bețișoarele lor, cum se întâmplă cu ei. Zic că avem și peici prin preajmă niște obiceiuri de asta. Ia să fac eu comparație. Deci, mergeam prin țară, când mai puteam și eu, și dibuiam micitoare în bobii. Ca să încerc să fur de la ele, să văd cum e cu bobii. Să fac comparația cu Icingu. Icingu are trei funcții ca operă. Toate folosite de către chineții. Asta populară de oracol, de Icine. Este o carte de filozofie. Apoi, care fixează un set întreg de noțiuni abstracte, toate ținând de situații de viață. Și în al treilea rând, e o carte de imagini, de inspirare a imaginilor și literare și în arhitectură, care a contribuit foarte mult la unitatea imagistică, la unitatea arhitecturii chinezești. Eu studiam din toate cele trei perspective. Bobii de la Babi avea o singură o singură utilitate. Mă mai ocupam cu o chestie legată de ce facem astăzi, cu procesele de observare acțiune. Încercam să găsesc o algebră potrivită pentru descrierea proceselor de observare acțiune.
Asta m-a dus la un prieten comun, Andrei Dorobanțu, cu care am făcut un cerc în cadrul facultății și un pic cu poezia. Scriam pentru mine, pentru că exploram poezii. Noi ăștia doi ne-am întâlnit cu multe preocupări de cercetare, fără prea multe preocupări de întreprindere. Și avea să fie o întâlnire care mie mi-a lăsat mâna amintiri puternice. Am pus eu ceva pe Facebook azi. Astea sunt două imagini luate de pe internet, dar așa arată ele în capul meu, cam așa, cam acolo duc. De câte ori văd într-o revistă asta lung, nu prea mai sunt de-astea cu trei, cu două burdufe. Și o bere Gambrinus, îmi aduc aminte de Florin. Se ia o gură de apă, că n-am vorbit de bere și... În două momente în care ceea ce a afirmat el, brusc, instantaneu, a fost foarte, foarte puternic. Odată trolebus. El stătea undeva la un capăt de trolebus. Era un trolebus ăsta mare, articulat pe trei și intrase la prost, nu știu ce se întâmplă. Făcea o manevră de dădea cu spatele, cu... Și ne uita la el că era un spectacol în trei. Și Florin, deodată spune, păi, mintea ăstuia se întinde până la ultima roată, până la ultima bucățică din trolebus. Trolebusul face parte din